Dobănesc cu german. E o rasă de câini pentru oricine. Pentru aproape oricine. N-aș putea spune că e chiar pentru oricine, dar e o rasă de câini multifuncțională, aș spune eu. Poate fi folosit ca și câine de companie în mare parte, și aici vorbim de linia de show, așa cum sunt puii ăștia doi. Poate fi folosit și ca și câine de pază, dar depinde dacă avem genetică bună sau nu. Uitați, avem aici o fetiță și un băiețel. Și mai sunt încă, pe lângă ei, încă 4. În total o să fie 6 pui disponibili. Sunt bebeloi cu pedigree de tip A. De ce anume are nevoie un ciobănesc german, sau în cazul de față, un pui de ciobănesc german, are nevoie de vaccinare, de parazitare? Puii ăștia vor pleca cu schema de vaccinare și de parazitare la zi, de hrană de calitate, de suplimente pe care vi le recomandă medicul veterinar. Nu mă întrebați pe mine, că nu sunt în măsură să vă recomand suplimente pentru căței. Multă, multă mișcare, bineînțeles. Orice câine, indiferent că vorbim de un metis sau de unul de rasă, în cazul de față, ciobănesc german, are nevoie de mișcare. De ce mai are nevoie, pe lângă toate lucrurile astea esențiale? Reguli, disciplină și afecțiune. Dar cu mișcarea începem. Cine dorește, există 6 frumoși și frumoase la un loc disponibil. Pui de ciobănesc german cu pedigree de tip A. Apropo, dintre ei o să facă și pază.